Salut! Sunt Robert și astăzi mă gândeam să facem împreună un mic maraton sau un mare maraton de fursecuri. Ca să nu fac câte un video pentru fiecare rețetă în parte, o să le facem pe toate într-un singur video și voi vă alegeți bucățica care vă interesează. În bara de jos o să observați că am rupt video-ul pe capitole pentru fiecare tip de fursec câte un capitol și la fel aici o să afișez rețeta pentru fiecare în momentul când mă apuc să fac respectivul fursec. Presimt că o să fie un video lung, așa că îi dăm direct drumul și o să începem cu fursecul Crinkles, cum am spus rețeta. Într-un bol am 50 de grame de zahăr și o să sparg un ou și o să le mixez până se spumează bine oul. Și acum o să adaug 112 grame de ciocolată pe care le-am topit împreună cu 30 de grame de unt. Sunt încă destul de calde. Și mai mixez puțin la viteză mică spre medie. Bun. Și acum ingredientele uscate. 112 grame de făină pe care le-am amestecat cu 3 grame de praf de copt și puțină sare. Și amestecăm cu o spatulă până la omogenizare. Am obținut o pastă destul de groasă pe care acum o să o acopăr cu folie alimentară și o să o dau la frigider măcar 3 ore să se întărească foarte bine, după care o să continuăm cu ele. Ca și la Dimpled, la Crinkles o să formăm bile de 20 de grame pe care după aceea o să le tăvălim prin zahăr pudră pe care l-am cernut ca să fie cât mai fin, să se lipească cât mai bine de Crinkles. O să iau blatul cu o lingură pentru că este foarte tare din cauza că a stat la frigider. Rulăm bila formată în mână și o să o tăvălim prin zahăr pudră. Încercăm să lăsăm cât mai mult zahăr pudră pe bilă. Cam așa. Sper că se vede la camera de sus. Am terminat de rulat Crinkle și acum ați ghicit, îi ducem la frigider, măcar jumătate de oră. Al doilea fursec pe care vreau să-l facem împreună este un biscuit foarte bun de vanilie pe care o să îl decorăm în două moduri, sper. Și începem cu 185 de grame de unt moale și 125 de grame de zahăr, pe care o să le mixez cu un mixer să se spumeze bine untul. Și peste o să adăugăm un ou și un gălbenuș și două esențe de vanilie sau vanilie. Continuăm să mixăm. Iar în final adăugăm 300 grame de făină cernută bine. Și amestecăm pe viteză mică, doar până se omogenizează tot glasul. A devenit un pic prea greu pentru mixer, așa că o să-mi folosesc mâinile să omogenizez amestecul. Iarăși nu vrem să amestecăm foarte mult. O să scot blatul și o să-l pun între două foi de copt. Și o să-l întind cât de cât subțire. O să-l pun pe o tavă și la fel o să-l dau la frigider să se întărească blatul ca să pot să-l porționez. Am revenit la biscuiții de vanilie. Am spus că o să facem două tipuri de biscuiți din ei. Dacă observați, am întins blatul puțin mai gros pentru că vor fi biscuiți într-un singur strat, nu lipiți doi, și atunci îi vrem puțin mai groși. Mie îmi place să îi așez la copt pe covorașe din astea microperforate pe care fac și eclere, pentru că se transferă textura covorașului pe biscuite și are un aspect care mie îmi place. Da, nu e obligatoriu să faceți, puteți să îi coaceți pur și simplu pe hârtie de copt. Ok, o să decupez niște biscuiți rotunzi. Așa. Și în cealaltă parte o să fac niște biscuiți pătrați. Am un mic liniar pentru că vreau să-mi iasă perfect. Voi puteți să-i faceți și la ochi. Nu trebuie să fiți. Biscuiții de vanilie i-am pus la congelat după ce i-am format între cele două folii microperforate și la fel o să-i pun și la copt între cele două folii microperforate pentru că îmi place, cum am zis, că se transferă modelul ăsta pe biscuiți. I-am pus la congelat ca să se modifice cât mai puțin forma lor atunci când îi coc. Cu cât sunt mai reci, cu atât își păstrează mai bine forma și eu vreau să fie cât mai perfecți. Continuăm cu fursecuri dimpled. Eu tot zic aici niște nume de fursecuri. O să vedem cum, la început sau la sfârșit, o să pun o poză cu fiecare, cu descrierea, cu numele. Nu m-am gândit încă. Ok, deci dimpled. 50 de grame de zahăr, 82 de grame de unt moale, iarăși le mixăm până se spumează puțin zahărul, untul. Folosesc de fiecare dată o spatulă să dau jos untul de pe pereții bolului. Și adaug un gălbenuș de ou și voi mixa din nou. Iar acum voi adăuga peste ingredientele uscate, adică 100 de grame de făină, 23 de grame de amidon, 17 grame de cacao, 2 grame de praf de copt și puțină sare pe care le-am amestecat într-un bol. Și o să amestec cu spatula de data asta pentru că blatul obținut va fi destul de gros. Când începe să semene mai mult a blat, o să încep să amestec cu mâna. La fel ca pe restul, O să-l acopăr cu o folie alimentară și îl voi pune la frigider pentru jumătate de oră să se întărească puțin. Blatul a stat la frigider ceva timp și s-a întărit și acum o să formăm din păldurile. Pentru asta o să tai blatul, o să-l rup în bucăți de 20 de grame. Și acum o să iau fiecare bucată pe care am rupt-o, o să o fac în mână rotundă. O bag în zahăr și o pun cu zahărul în sus și o pun un pic cu degetul. De astea se numesc dimple pentru că au un dimple. Am format toate dimple-urile, acum le voi pune din nou înapoi la frigider pentru că s-au încălzit puțin de la mâinile mele, până când o să fie momentul să le coac. M-am gândit să introducem și ceva un pic diferit față de fursecurile pe care le vedeți peste tot, așa că o să facem și niște bănuți de ciocolată. Super simplu, într-o pungă sau într-un poș de cofetărie sau în ce aveți, am pus niște ciocolată neagră. Puteți să folosiți și albă și cu lapte sau de care doriți, eu am neagră. Aici trebuie să aveți ciocolată temperată, dar nu vă speriați foarte tare. Toată ciocolata din... nu știu dacă toată... hai că zic așa, toată ciocolata din comerț e direct temperată. Deci tableta de ciocolată pe care o cumpărați de la magazin, producătorul o temperează oricum mult mai bine decât ați tempera-o voi acasă. Și tot ce trebuie să facem ca să nu o detemperăm este să, pentru ciocolata neagră, să nu o încălzim la mai mult de 32 de grade. Așa că atunci când o topim cu grijă să nu trecem de 32 de grade Celsius și ciocolata va rămâne temperată și ne putem face liniștiți bănuții. Tai un colț de la punga asta. Okay. Și o să încerc să fac niște bănuți cât de cât egali. Am făcut și unii mai mici și unii un pic mai mari și acum cu niște fructe uscate sau bombonele sau cu ce aveți voi în gând, pur și simplu punem deasupra și decorăm. Eu o să pun aici migdale, niște sferturi de nuci, fistic și merișoare. Cam asta este, le pun undeva la răcoare sau poate chiar la frigider să se întărească și bănuții sunt gata. Continuăm cu fursecurile Linzer, care sunt unul dintre preferatele mele, din copilărie bineînțeles. Și avem într-un bol 60 de grame de unt, 30 de grame de zahăr pudră și niște coajă de lămâie. Mie îmi place mai mult, așa că am pus coaja de la o lămâie întreagă acolo. Voi puneți cât doriți și mixăm. Cred că ați observat deja un pattern la fursecurile astea. Unt mixat cu zahăr, se adaugă ou, se mixează, se adaugă făină, se mixează. Adăugăm un gălbenuș și mixăm. Adăugăm 100 de grame de făină și 2,5 grame de praf de copt, adică, nu știu, jumătate de linguriță de praf de copt pe care le-am omogenizat, le-am amestecat. și o să amestec la început încet cu mixerul și după aceea, bineînțeles, se îngroașă și amestecăm cu spatula. Și când începe să se lege, cu mâna. Folie alimentară, frigider, jumătate de oră să se răcorească. Dacă vreți ca blaturile în general să se răcească mai repede, nu le băgați sub formă de bil în frigider, faceți un disc cât mai plat și așa se vor răci mai repede pentru că sunt mai puțin groase. Blatul de linză a stat la frigider și s-a întărit cât de cât. Dacă este prea tare, lăsați-l puțin să se înmoaie, nu încercați să-l întindeți pentru că se va crăpa. Am aici două inele decupatoare pe care o să le folosesc ca să decupez blatul, dar întâi o să trebuiască să-l întind și de data asta să-l întind într-o foaie destul de subțire pentru că linzerul e compus din două blaturi cu gem între ele și nu vreau să-mi iasă foarte gros. O să folosesc puțină făină pe și sub blat ca să nu se lipească de întinzător. Acum că am întins blatul la grosimea dorită, o să-l decupez. Iar la jumătate dintre biscuiți voi decupa și în mijlocul. O să dezlipesc biscuiții de pe foaie cu o spatulă și o să-i mut pe foaia cealaltă pe care o să-i coc. La fel ca la biscuiții cu vanilie, cu cât mai reci sunt înainte de a-i băga la cuptor, cu atâta se deformează mai puțin, așa că o să mă întorc cu ei la frigider. Restul blatului puteți să-l refrământați, reîntindeți și formați alți biscuiți din el. O zi foarte lungă, dar aproape am terminat. Mai avem doar de decorat. Crinkles, avantajul la ele e că când au ieșit din cuptor sunt gata. Nu mai trebuie să le decorăm. Am făcut bănuții de ciocolată ceva mai devreme. O să ne ocupăm de biscuiții de vanilie. O parte dintre ei o să-i punem cei rotunzi în ciocolată, pe jumătate, ciocolată neagră. Pe ceilalți o să încerc să-i decorez cu Royal Icing, să vedem ce iese. Pentru linzăr am pregătit dulceață de raise. Și pentru dimple, ciocolată albă, ciocolată neagră și fructe uscate. Începem? Am terminat și pe astăzi cu fursecurile, sper să vă placă, să încercați măcar câteva dintre ele și să-mi scrieți în comentarii care vă plac cel mai mult. Mulțumesc mult că v-ați uitat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!